Atunci când nu ai toate datele de care ai avea nevoie, tu va trebui să găsești soluții în așa fel încât pacientul tău să fie în siguranță. Și pentru că nu mai ați pus niciun întrebări, cea mai aproape și mai interesantă întrebare a fost a lui Sergiu. Din păcate nu am răspunsul, dar mi-a plăcut întrebarea lui că a pus întrebarea dacă pielea este caldă sau rece, dacă are simț tactil în picior, dacă are edem local. De ce este foarte important să știm lucrul ăsta? Pentru că atunci când vorbim despre membrele inferioare, este foarte important să stabilești înainte de conduita pe care o faci. Și atenție, am văzut răspunsuri la această postare de mi-am dat seama că de aici până la șoc septic e un singur pas dacă pacienta lua în seamă ce răspunsuri a primit acolo. De ce? Pentru că dacă piciorul este arteriopat, deci dacă este și arteriopat, nu este doar cu afectare venoasă, da? Deci aici este clar afectare venoasă. Din moment ce are tromboze, da? Are trombofilie, clar e afectare venoasă. Dar dacă cumva a avansat și îi și afectare arterială, pentru că lucrurile se gestionează diferit la un pacient arteriopat față de un pacient cu insuficiență venoasă.